Da, micuțul făcea, plângea pe cum. Da, pe nu-i place. Ai intrat în policlinică, nu? Da. Nu-i place că e frică cu noi. Așa? A venit Delia. Cine? Delia. A venit? Da. Și? Și? A zis că ne susține, le place de noi. Să fim tari. Cine mai venit? Andreea. E o susținătoare, nu? Da. Care a venit. Vulpița, nu? Da. Așa? Mami, surioară. Ce au zis? Ce? Ce au zis? Păi ce? Păi nu, tu a stat acolo că puteai să te împarți, bam, bam, bam. Mami, să facem ceea ce simțim, că te iubește și te pupă, mm-hmm. Da? Și că ne așteaptă acasă. Ai înțeles? Și cu tăile am vorbit că asta ne susține, fac și ce pot. Înțeleg? Să ne trimeată să ne astea. Vorbeam la cu dumneavoastră, dai seama că ea nu mai vorbea așa. Cum e? Cât e? Să-i zică de ea, e o domnă. Da? E roșcată? Că zicea... Nu, cred că e roșcată. E șate în închis. A, ce cum e domnă, e Caterina, așa. Și a venit și nașa la băiat? Nașa nu. Care e nașa? Păi... Nașa Onuca? Da. Nu știu, nu cred. Păi era... Delia, era Andreea, era mami. Sorme? Și era tata Nicolas. Mm. Nu e mai... Ce e drăguț? Dacă era zicea, sunt nașa, nu. Da. Nu? Nu. Și mami și sora ta să face ceea ce simțim, să am grijă de tine. Dacă vine ceva de afară, să nu cumva să te superi, mesaje gen, telefoane, adică să nu te sperii sau uh-huh. să te superi sau mă lași pe mine. Uh-huh. Dacă simți că e, mă strângi de mână și îmi zici. Adică îmi dau seama că da. Nu-ți convine, știi? Da. Și aia să fiu tare că s-au făcut materiale urâte pe seama noastră. Pe bune? Da. Cei din casă? Nu cei din casă. Pe net, probabil, nu știu. Mm. Nu înțelegi? Gen că suntem, probabil suntem vreo amenințare pentru cineva, știi? Dar ce amenințare? Că nu suntem nicio amenințare pentru cineva. Înțelegi? Ce? Și să fim tari. Ai înțeles? O să vedem ce. Că să fiu tare, să preau eu frâiele și... Înțeleg? Deci totul de bine. Nimic rău. Mm-hmm. Da! Păi nu mâncăm toți! Mami făcea, uite, de aici stăm. Da. Așteptăm să veniți în casă. Andreea la fel. Dar frate meu n-a venit. Ce? Frate. De ce? Păi trebuia să vină și el. Da. În sfârșit. Am mai emoționat așa în Delia și cu Andreea. Nu știam ce să mai vorbesc, să nu mai... Dai seama când vezi un om care... Bă, și m-a ținut, m-am strâns cu ea în brațe. Simțeam așa că mă iubește, știi? Adică sentimentul ăla așa, nu? Da. Mi-a dat așa o putere, un mare, un răit așa puțin. Adică m-a răit în sensul bun, știi? Da, am înțeles. Ia, înțelegi tu repede tot. Și are să ne vedem de ale noastre. Ce să facem? Și dacă vor veni ceva, mesaje rele, să-i seama că o să vină dacă a început azi. Și astăzi, că mă uitam eu la pozele lui Eli, la un noapte și trec să astea. Ba liber, neiure, nu cum o să te pune Dumnezeu să pui botul la vrăjeală de asta. Aolo, zici că... Nu-i zic că eu mă cunosc pe mine și știu cum sunt.
Ba că influențez, ba că am interes aici. De astea chestii de astea, înțelegi, o să vină. Nu mă interesează. E important să fim puternici și să depășim orice obstacol. Da? Mhm. Uite. Doi pahare de bere. Mm. Hai, mai pe la 6 am venit. Hai că... Ți-a fost mică? Ai mâncat? Și papa. Mamă, că nu mi-e foame. Hai să mănânc și eu. Du-te și papa dacă vrei. Mă, moța pe-a mea. Nostru sunt bine? A zis că să continui tratamentul o lună de zile. Să-mi fac de antură. Da. Sunt, dacă mă hotără să-mi fac devierea asta de sept, când vine nostru, sunt strâng, știi? Ai văzut? Așa? Nu vreau să mă opresc, mă fac. Dinții trebuie să-i fac. Spraf în mură. Da, am timp să-i fac. Adică am timp. Trebuie bani. Sunt scumpi rău să-ți faci de întâlnă. Ai fost și papa. Păi și tu nu mănânc? Nu mănânc, că nu este foame. Ai fost. Mață? Unde fost? Hai că să-și răcești. Dă-mi gurița. Thank you.